Astăzi am mers mai departe. Astăzi am mers mai departe și am avut o întâlnire cu directorul mare de la Supercom, directorul național, să-i spun așa, domnului. Și o discuție foarte bună. De-a dreptul patronat. Da, dreptul patronat. Patronul, director, așa. Toată lumea e directorul. Cel de care se spunea că circulă cu elicopterul și care asta, să știți, e patronul cu elicopterul. E patronul cu elicopterul, care mi-a făcut asta, să știți, o impresie bună. Mi-am văzut și cărțile de pe mediu scoase, adică chiar omul știe. Bun, i-am cerut următorul lucru. Pentru că tot colectează primarii, bănuții, cam de la toți, toate persoanele fizice și juridice, primarii, UAT-urile, care e facilitatea pe care dumneavoastră o faceți pentru noi, pentru județul ăsta. Și am cerut, vă spun sincer, ca toată colectarea și transportul de la școli să fie gratuită. A fost de acord. E pentru prima dată, e când vă anunț chestia asta, urmează să finalizăm. În seara asta finalizăm, în farea de mâine, cred că finalizăm actul, respectiv, a fost de acord și a spus, da, hai să vedem care sunt unitățile școlare pe care le avem în județul Bistrița-Năsău. Dar ce se întâmplă cu unitățile școlare? Pe plăteau, toată lumea plătea, bineînțeles, gunoiul care e ridicat. Plătea primăria, de fapt. Plătea primăria pentru școala respectivă. Da, așa e. Ori acum unitățile școlare, sper să le scoatem, eu zic că le scoatem. Din discuție, omul mi-a dat cuvântul, a zis, da, facem asta, pornim. N-a semnat ceva, că... Încă n-am semnat nimic, pentru că urmează inventarierea. Da. Am avut înainte de a veni la emisiunea la dumneavoastră, cu o oră înainte, o discuție să văd dacă au făcut inventarierea, au zis că urmează, aveau identificate vreo 300 și ceva de școli și ce, nu știu, mai sunt. Adică să vedem și ce prinde liceele, dacă e de acord sau nu e de acord și cu școlile private. Mă rog, eu am cerut pentru toată lumea. Dar a spus, nu știu dacă o să intre și școlile private, să vedem asta. În rest, să sperăm că facem facilitatea asta. 1. 2. 2. Pe ce mergem? Pe un proiect. Pe un proiect în care, proiect pilot, pe care eu l-aș începe în județul Bistrița-Năsău, pe care îl finanțează tot ei. Supercom. Ca să vedeți totuși că se poate. Numai că până acum, încă o dată le spun celor de la ADI și de la Consiliul Județean, până acum am impresia că au tăiat frunze la câini. Le-o spun în mod direct. V-ați tăiat frunze la câini și pe bani foarte mulți. Adică nu au făcut nimic. Ce informare a făcut ei? Nimic. Ok. În care începem așa? Îmi doresc să începem cu școala din Maieru. De ce Maieru? Acolo am găsit un director destoinic care vrea să facă chestia asta. Asta nu înseamnă că o să ne oprim la Maieru.